Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine ați venit! Sărbătorită noastră, da? Mulțumim frumos! Ați pregătit sărbătoare? Da! Uitați-vă, aveți o zi foarte importantă pentru dumneavoastră, o vârstă foarte frumoasă și numai pentru dumneavoastră este această zi frumoasă, dar și pentru unele persoane care, din păcate, nu pot fi lumea voastră. Da. Și dumneavoastră o să-mi spuneți de unde vine această surpriză. De la Grecia, de la fată. De la Grecia? Că când dai îndrept și de la copii și tot, dar din sat. Da, este și soție dumneavoastră. Puteți chema lângă dumneavoastră? Da, este. Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Mulțumim! Așa. Dați-vă, am venit la soțul dumneavoastră, pentru că eu mă geam și am venit cu drag. Mulțumim! Dați-vă această tortă. Este pentru dumneavoastră. Vă rog frumos, uitați-vă, pentru cel mai scump tătic și bunel. Este pentru dumneavoastră, îndeosebe. Mulțumim, frumos. Așa, o să o puneți jos, pentru că pentru dumneavoastră mai este acest coș cu fructe, băulciori. La fel este pentru dumneavoastră. Mulțumim, frumos. Desigur, o să o puneți jos, că e cam greluț. Și aici nu s-au terminat cadouri. Pentru soția dumneavoastră, pentru mama. Este acest coș de trandafiri. Dar o să fie un gest frumos dacă vă lămâniți dumneavoastră și o să-i transmiteți soției dumneavoastră. Ai, îi dați și un sărulem. Bravo! Și dacă ne dați voie pentru dumneavoastră, este așternut un mesaj. Ne dați voie să-i dăm citire? Da. Dragul nostru tătic, te felicit din depărtare cu a ta aniversare. De nu-ți sunt alături, te cuprind cu drag și îți sărut mâinile muncitoare. Îți urez de multă, multă sănătate. Un tată te învață și să nu uiți de unde ai plecat și îți oferă încredere pe drum ce îl urmezi. Tu ne-ai învățat cum să ne purtăm, cum să vorbim, nu doar cum să avem succes în viață, ci să purtăm cu onoare numele tău. Îți mulțumesc, tătică, pentru educația care ne-ai dat-o, pentru dragoste de mod condiționată care ne-ai oferit zilnic, pentru grija, gingășie și sprijinul tău. Datorită ție avem speranță, înțelepciune, credință și să fim cinstiți cu noi înșine. Chiar dacă trec ani și încărunțești tâmpile, rămâi pentru mine cel mai drag bărbat din viața mea. Cu fiecare aniversare te mai înșați odată, să fii pe ceruri minunat, să fii soare adevărat, să-ți fie inima scăldată în bucurie și numai zâmbită în viața ta să fie. Să fii mereu tu fericit și de tot să fii iubit, să porți zâmbii când inima îți plinge, să-ți fie cald chiar dacă afară ninge, să ai în viață tot ce sufletul îți cere, credință, dragoste, putere. La mulți ani, cu multă sănătate, scumpul nostru tătic, cel mai iubitor soț și adorat bunic. Felicitarea vine din partea fiicăi din Germania, fiului Valeriu, nora Tatiana, nepoții Victorașii, Valerica și soția Tatiana. Mulțumim frumos! Care vă iubesc și în această zi vă fac această surpriză. Vă las pe frumos. Da, vă las pe dumneavoastră, lăsați câteva cuvinte pentru că într-adevăr au și ei nevoie de câteva cuvinte calde că sunt departe de dumneavoastră. Eu din partea mea îi mulțumesc frumos. Băieților și sănătoși și ei. Surpriză bine acolo. Și tot curând să vii acasă. Vei acasă, stați toți împreună la o masă de sărbătoare, da? Da. Aveți emoții. Cred că în particular, în telefon ați le spuneți mult mai mult, da? Da, da. Și desigur și pentru dumneavoastră au fost câteva cuvinte și o mulțumire pentru că ați putut ține familia întreagă, că ați putut face... Da, din partea mea le doresc și la fată, și la, cât și la fată, și la băieți, cei sănătoși, să ne bucurăm de deja. Și curând împreună și de voi nepoței ăștia. Că asta e cea mai mare mândria noastră. Și mi pare rău că nu și ei azi cu noi. Și sănătoși. Ne ascult cum ne ascultați și până. Așa să fie. Da. Și noi cu sincer felicitări. Să aveți astăzi o zi frumoasă. Să aveți multă, multă sănătate. O revedere cât mai curând cu cei dragi care nu sunt lângă dumneavoastră. Să vă fie sănătoși nepoții, copiii, să vă fie întotdeauna acasă plină de oameni cei mai dragi și deja rămâneți vă mândriți cu copiii dumneavoastră, într-adevăr, și cu nepoții dumneavoastră vă mândriți
pentru că ei se mândresc foarte tare cu tine. O zi frumoasă, viața. Mulțumim.